Bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Humanitas Fiction, cu colecția Raftul de Nisei. În seara aceasta vom discuta despre un roman scris de o scriitoare americană, Melanie Benjamin. Un roman care ne vorbește despre începuturile Hollywoodului, trecerea de la filmul mut la filmul vorbit și mai ales despre două femei care au marcat istoria cinematografiei. Invitatele mele de astăzi sunt doamna Irina Margareta Nistor, care este un binecunoscut critic de film, traducătoare, publicist. Alături de domnia sa se află criticul literar Simona Preda. Bine ați venit! Mulțumim de invitație! E mai mult decât binevenită, mai ales acum când e așa o pauză, când cred că ne-au fost cărțile și filmele cei mai buni prieteni și cred că am avut ceva mai multă răbdare și parcă nu trecea timpul chiar așa de repede. Da, Melanie Benjamin e deja cunoscută publicului cititor de la noi. Acesta este al treilea roman care apare în colecția Raftul de Nisei. Este autoare în primul rând de roman istoric, cum se spune, bestselleristă, însă este o scriitoare de prim rang și a obținut deja niște premii importante pentru romanele sale istorice. S-a născut în 1962 la Indianapolis. A urmat Universitatea din Indiana University din Indianapolis și după terminarea facultății și după masterat s-a mutat la Chicago, unde trăiește și în prezent. A debutat cu povestiri, a luat premii pe povestirile sale, apoi a publicat două romane sub pseudonimul Melanie Hauser, numele de fapt al soțului ei și numele ei prin căsătorie. Cu pseudonimul Melanie Benjamin a publicat până acum 6 romane. Cel de-al treilea roman al ei, Soția aviatorului, din 2013, sub pseudonimul Melanie Benjamin, a devenit bestseller internațional și în momentul de față se ecranizează și a apărut anul trecut în colecția Raftul de Nisei. Tot în aceeași colecție a apărut următorul ei roman din 2016, Lebedele de pe Fifth Avenue, care urmărește o secvență importantă din viața lui Truman Capote și a femeilor care roiau în jurul său. Romanul din 2018 se numește în original The Girls in the Picture. L-am tradus cu Femei de Oscar și o să vedeți pe parcursul lansării noastre de ce. În 2019, Melanie Benjamin a publicat un nou bestseller, tot un roman istoric, de data aceasta plasat în timpul celui de-al doilea război mondial la Paris, The Mistress of the Ritz. Va apărea în toamna anului 2020 în traducere în limba română, în colecția Raftul de Nisei, sub titlul Femeia de la Ritz. Femei de Oscar. În perioada atât de bulversantă a lui Me Too, cred că e un roman foarte binevenit despre două femei care au ajuns celebre prin propria lor voință și muncă și care au ajuns într-un fel regine la Hollywood-ul timpuriu.
Este vorba despre Mary Pickford, celebra actriță, cunoscută publicului din România, și despre Frances Marion, scenarista multor dintre filmele în care Mary Pickford a jucat și care i-a dat marca de logodnica Americii, fetița, femeia cu imagine de fetiță din America, care de asemenea a fost și regizoare, o femeie extraordinară. A fost reporter în Europa în timpul primului război mondial. Cartea urmărește prietenia cu urcușuri, coborâșuri, cu toată lumea strălucitoare de la Hollywood și, mai ales, foarte important, avem, de fapt, în nuce o istorie a primului Hollywood, să-i spun așa. Permiteți-mi să-i dau cuvântul mai întâi criticului de film, care în același timp este o mare devoratoare de cărți, Irina Margareta Nistor. Cred că a fost una dintre cele mai frumoase întâlniri din toată perioada asta, când m-a sunat Ioana să-mi spună: știți, avem o carte, Femei de Oscar, că tot e azi, știu, unii sărbătoresc, alții nu sărbătoresc astăzi de sânziene. Și eu spun că totdeauna au sărbătorit, în plus nu strică. Cred că a fost cel mai frumos, dar atunci cum mi-a spus, a apărut cartea Femei de Oscar, mărturisesc că nu știam că o să iasă atât de curând. Și dacă nu vreau să mă opresc puțin la ea, și într-adevăr era foarte bine spus cuvântul devorat, pentru că o devorezi cartea asta, citești cu foarte mult entuziasm, dar cred că o citești și cu foarte multă nostalgie, pentru că ne aflăm aici la librăria Humanitas de pe Bulevardul Elisabeta, care pe vremuri era Bulevardul Cinematografilor, erau cele mai multe din București, și o stradă mai încolo este Cinemateca Română, de fapt e în două părți, e Cinemateca de pe Eforie și cea de dincolo, de la Sala Union, exact, da. Unde stăteam cu toții până în 89 la niște cozi infinite și poate cele mai plăcute într-un fel, ca și să unde, exact. Studentă fiind la sfârșitul anilor 70 și după aceea ne îndrăgostisem de vocea ta, pentru că tu traduceai toate filmele aproape de la Cinemateca, cele exact. Din limba engleză și din franceză. Da, și asta m-a și făcut să fiu și mai nostalgică și chiar să se recomand o parte dintre filme la care dintr-o dată m-am gândit, mi-am amintit și cu atât mai mult cred că ar trebui să facem așa un fel de parteneriat, că tu e un cuvânt foarte la mod acum, cu cei de la Cinemateca, să le și programeze acum, pentru că e cu totul altceva când vom reîncepe să mergem în cinema, să vezi cu lume din absolut toate generațiile, să o descoperi sau redescoperi pe Mary Pickford și să înțelegi de ce era logodnica Americii, pentru că acum, sigur, văzând-o de la distanță, să vedem o actriță mititică, foarte dulce, care nu îmbătrânea la 30 de ani, ceea ce pentru vremea aia părea enorm, adică părea deja de pensie, așa, continua să joace roluri de fetiță, pentru că era foarte mărunțică și camera o iubea enorm. Deja, cred că începând de la ea a apărut termenul camera care te iubește, adică nu neapărat în realitate era atât de expresivă și de frumoasă, pe cât era în filme. Era o fată venită, era de origine irlandeză, venea din Canada, ceea ce era mare lucru să reușească într-o perioadă de genul ăsta, n-a avut niciun fel de sprijin inițial în afară de propria ei persoană. O și familie asta, săracă. Exact. Și-a crescut extrem frații de săracă, și surorile. Crescut frații, da. Și iar e interesantă și întâlnirea dintre ea și Marion, de Francis, pentru că
Frances Marion, la rândul ei, avea surori, ea avea surori, niciuna dintre ele nu se înțelegea foarte bine cu propriile ei rude și ceea ce am descoperit acum câțiva ani, că în America se cheamă sisters sau family by choice, adică sunt cei pe care ți-i alegi tu, nu neapărat sunt cei pe care îi ai biologic, frați, surori, părinți, familie, ci sunt cei pe care ți-i alegi și între ele a existat categoric de la un moment la celălalt, ca și cum, știi, Dumnezeu s-ar fi înșelat un pic sau Barza s-ar fi înșelat la un moment dat și le-a dus pe fiecare în altă casă în loc să le aducă în același respectiv, fie în Canada, fie în America. Și Mary Pickford a fost un adevărat, să spun, un model pentru multe actrițe de după. Toate își doreau să ajungă logodnica Americii, nu a mai existat varianta asta niciodată, despre nimeni nu s-a mai spus de-a lungul timpului așa. Fata cu buclele, da, de aur. Buclele foarte blonde. Visul ei era, de exemplu, să se facă, apropo de bucle blonde, visul ei era să se facă un film despre viața ei și să joace chiar și Shirley Temple, care la rândul ei era cu bucle blonde, de care toate fetițele din perioada anilor 30 nu-și doreau decât treaba asta și stăteau cu moațe, așa se chemau pe vremea, cu bigudii, ca până dimineața să fie așa un fel de îngeraș, nu pentru multă vreme, condiția să nu plouă pe afară. Și e foarte interesant de văzut cum a făcut carieră, cum a fost un cuplu celebru cu Douglas Fairbanks, pentru că întotdeauna ei au fost considerați unul dintre primele cupluri cinematografice de durată, chiar dacă nu a fost chiar până la adânci bătrânețe, așa cum ne imaginam cu toții de la distanță. Din cartea asta descoperim că au mai existat niște și înainte și după. Toată lumea pe vremea aceea credea că nu se poate decât atât. Că aveau Pick Fair, care era un fel de conac extraordinar în care toată lumea își dorea să ajungă vreodată. Adică era o continuare a filmelor care mergea în viața de toate zilele și se transforma într-o chestie foarte glamorous, pe care mai târziu a fost mult mai complicat să o poți aduna la un loc. Și e frumoasă ideea de a pune puțină ficțiune în toată relația asta lor, pe care noi nu avem cum să o știm neapărat. Ea e luată din diverse, e un puzzle pe care îl face Melanie Benjamin și până la un punct trebuie să credem că așa a fost la rândul ei pe final. Știm, pe ultima pagină are grijă să ne spună că nu sunt chiar toate realmente așa, dar știi, cum zice italianul, chiar dacă nu e adevărat, e foarte bine găsit. Și am să te las să vorbești un pic de stilul ei și după aia ne întoarcem la cinema. Da, mă mărturisesc că nu am avut nicio emoție când am văzut Melanie Benjamin ca autoare. Citisem deja Lebedele de pe Fifth Avenue, citisem Soția Viatorului, știam că va fi o carte, deși titlul a sunat bulversant la prima vedere, Femei de Oscar, m-am gândit că e o chestiune de succes, despre cum ajung femeile și atât. Ei bine, e mai mult de atât. Este o carte care, dincolo de succes, problematizează psihologia femeii, felul în care se naște Hollywood-ul, felul în care Los Angeles-ul evoluează, efectiv crește și aduce Hollywood în fața Americii și mai târziu efectiv îl face cadou Europei primul război mondial, prin intermediul filmelor. Felul în care, apropo de istoria cinematografiei, asistăm de la trecerea filmului mut cu o bobină sau cel mult 2-3 bobine la un film de 10-15 bobine, cum este, apropo de ce discutam, Nașterea națiunii, unei națiuni a lui care David Warren în 1915. Da. Și care a costat 100 de mii și a câștigat 100 de milioane. Și care a făcut o revoluție totală, istoria, mă rog, cinematografiei, da. Și în mintea unor femei, exact. Apropo de relațiile dintre bărbați și femei, care s-au gândit că ar putea și ele, la rândul lor, femei fiind și cu mijloacele și cu calitățile lor, să realizeze ceea ce un bărbat
arogat, arogant, cum este descris Griffith în această carte, și citind câte ceva despre el, într-adevăr, Griffith, dincolo de personajul literar al lui Melanie Benjamin, a fost un tip arogant, un om care, un om incisiv, în fața căruia regizorii, scenariștii, oameni din platou, actorii, actrițele, nu aveau foarte multe de spus, un om impozant. Nici măcar cenzura. Apropo, așa. Pentru că e și un film exact. Destul de bulversant. E vorba despre reconstrucție și războiul dintre Nord și Sud. Un film curajos la momentul respectiv. Și apropo de asta, nu numai revoluție în istoria cinematografiei, cât revoluție în mintea unor femei care își dau seama că ar putea să facă acest lucru cu calitățile lor și bazându-se, există la un moment dat un pasaj foarte frumos în care Mary Pickford spune: asta am putea să facem noi dincolo de bărbați, într-o lume fără bărbați, o lume a femeilor în care să reușim prin mijloacele noastre. Acest film le mobilizează și pur și simplu le face să-și dorească acest succes dincolo de ceea ce înseamnă viață socială, și o să vedem pe parcursul discuției că fiecare de fapt își dorește altceva de la viață și de la aparatul de filmat până la urmă, și dincolo de un succes temporar. Pe mine m-a impresionat în mod deosebit, dincolo de finalul cărții, care este absolut impresionant, este genul de carte care, citind, îți dai seama că lucrurile se vor așeza și va fi un happy end, dar un happy end care să liniștească. Ei bine, cred că este unul dintre cele mai bulversante finaluri de carte pe care le-am citit eu în ultimul timp. Da, pe care nu-l spunem, că știi cum nu-l spunem, zice, că dacă evident, vrei să spunem cine, doar că este cine bulversant, e criminalul, înseamnă că realmente nu finalul, cineva dar spunem foarte că tare este și bulversant. Pe cititorii noștri, sigur, nu. Nu te aștepți să fie un asemenea final. Parcurgi ca într-o oglindă tehnica pe care o alege Melanie Benjamin, de altfel cunoscută și pentru romane istorice și pentru pasiunea ei și pentru anii nebuni, anii 30, pentru trecerea aceasta de la jazz la Charleston, vorbește la un moment dat, are niște pasaje superbe despre moda timpului, despre Charlestonul și dansul și gramofonul care începe să își facă apariția în saloanele, în conacele Hollywoodului, despre doamnele cu... Există chiar un fragment în care se povestește despre Mary Pickford că purta tiară. Mm-hmm. Ori acest lucru, până la urmă, este o ființă care se auto-încoronează, este conștientă de ceea ce reprezintă până la urmă și își transferă toată carisma aceasta din fața aparatului de filmat și în viața privată. Se înconjoară de cei apropiați și cu care era familiară în platou de filmare. Dincolo de toată această poveste cu înflorirea Hollywoodului, cu tehnicile acestea de a arăta, pe de-o parte, microistoria și marea istorie, războiul vine. Asistăm în anii aceia în care Francis Marion pleacă și va deveni corespondent de război, pleacă în Europa. Ceea ce e surprinzător pentru o femeie este un să act, fie corespondent da, de război. Este un act de curaj și un act de care are nevoie până la urmă, își dorește. La un moment dat... Și care o ajută foarte tare să ajungă ulterior scenarist. O ajută pentru că, tot da, ceea pentru ce că este avea doar deși între filmul intrigile, pe care îl face în urma experienței din zonele în care a fost conflictul, vizitând tranșeele, saloanele de răniți, spitalele, stând de vorbă cu infirmierele și văzând partea dură a războiului, dincolo de ceea ce se transmitea în buletinele de presă, totuși filmul nu are un mare impact, dar acumulările de emoții, partea și de psihologică pe care o dobândește vizitând, văzând, trăind efectiv alături de soldați, toate o vor întări și o vor... E un personaj care se acumulează pe parcurs. Din punctul meu de vedere, este singurul personaj care evoluează efectiv în carte. Eram tentată la început să cred că este personajul rațional prin excelență. Ei bine, cred că lucrurile sunt mai nuanțate. Nu ea este personajul rațional, ea este personajul care evoluează, care acumulează, care înțelege din experiențe. Comparativ cu Mary Pickford, pe care autoarea le pune în oglindă, tehnica pe care o alege este pur și simplu fascinantă. Un capitol este despre una, un capitol despre cealaltă și le alternează cronologic, traversând practic toată această epocă în care se formează
Hollywoodul. Dar e interesant aici, dacă îmi permiți, și felul cum sunt asamblate, ai spus la început de un puzzle, aceste secvențe din viețile lor, pentru că asistăm la o perioadă de 55 de ani, dar începe cu sfârșitul, ca să spun așa, cu 1969 și ne aduce și după aceea ne aduce la 1914, ne aduce înainte de primul război mondial, când începe dezvoltarea Hollywoodului, și după aceea alternează din nou și anii și vocile. Și fiecare dintre cele două personaje, pentru că am să mă refer la personaje, pentru că, așa cum spunea și doamna Denisa Comănescu și cum spuneați și dumneavoastră, realitatea ele, ca oameni, ca femei, a fost una, iar autoarea selectează din tot acel puzzle documentar pe care îl alege, dintre toate sursele, vizionând filme, citind monografii, citind presa de specialitate din perioada respectivă, selectează de așa manieră încât să-și construiască personajele dincolo de realitatea crudă. Sunt aspecte ale vieții pe care ea le omite și le omite voit, în ideea în care n-ar contura în mod deosebit un personaj, un anumit detaliu pe care îl omite. Într-adevăr, cartea începe cu sfârșitul, este bulversant pentru că te invadează o lume despre care deocamdată nu știi nimic, dar care la sfârșit se conturează și îți asamblează acest mare tablou al Americii până la urmă, începând cu 1914 și până către sfârșit, către 1969. Tehnica aceasta îi permite să ne povestească ca niște clișee din copilăria fiecărei protagoniste, să arate experiențele, iar fiecare personaj se susține unul pe celălalt. În fiecare impozeu, în fiecare flash despre una, apar și experiențele celelalte în contrapondere. Spuneam la început că, din punctul meu de vedere, Frances Marion este cea care evoluează, cea care este cea ambițioasă și cea care se aruncă totuși, apropo de actul de curaj. Spune la un moment dat că prefer să îmi doresc în viață să nu există un lucru pe care să-l fi regretat că nu l-am făcut. Ei bine, e un model. E un model. Care a trebuit urmat așa. Mary Pickford, în schimb, este o cerebrală. Este un om care își gândește, care în permanență stă atentă la încasări, la... Dar e și foarte răsfățată, pe de altă parte. Adică e un amestec foarte fin între răsfăț și totuși foarte calculată pentru ceea ce se întâmplă. Un răsfăț pe care îl crede că și-l permite și îl merită și pe care îl recuperează cumva dintr-un trecut în care era săracă, apropo de ce spuneați, dintr-o mamă irlandeză născută în Canada, cu doi frați mai mici, cu care un tată care, da, care nu iubesc peste măsură, cu un tată care, despre care nu știe foarte multe lucruri, o mamă cu a cărei persoană relaționează, din punctul meu de vedere, excesiv, o mamă excesivă, o mamă care o susține, dar în același timp îi conduce acțiunile. O mamă la limita abuzului psihologic, o mamă care până la urmă își trimite copilul să lucreze, lucra la început în sălile de teatru, mai târziu pe Broadway, mai târziu o invită, o da, ceea ce avea să ajute foarte tare, pentru că a făcut mult mai ușor trecerea de la filmul mut la filmul vorbit, știi, pe de altă și parte. Și o mamă care îi lipsește totuși, la sfârșit, când mama nu mai este lângă ea, e o mamă care îi lipsește. Nu era știu un rău în ce necesar. Măsură este o dragoste, deși Mary Pickford vorbește clar despre dragostea față de mama ei, cât o dependență, efectiv, de cineva stabil, care e acolo, indiferent de ce se întâmplă, care îi împletește părul, apropo de ce spunea doamna Comănescu, pentru că Mary Pickford este logodnica Americii, este un clișeu. Un clișeu din care se pare că nu prea poate ieși, este o paradigmă cu care se va lupta pe tot parcursul când vieții. Când se tunde prima dată, știm bine și că în momentul a fost în care foarte mare entuziasm. Se tunde, da? Își dă seama că, de fapt, publicul a iubit o imagine, a iubit-o pe ea în felul în care era,
și nu poate ieși din paradigma asta, nici ea nu poate face mai departe pasul către filmul cu sonor sau cum se numește, filmul vorbit. Așa cum îl cunoaștem, filmul vorbit. Totuși ea face pasul, da, face pasul că, dar nu se dintre regăsește. Dintre puținele actrițe și tocmai care asta reușește. Spun că iar jucând pe Broadway n-a avut blocajul ăsta. De dicție și de... Dar nu se regăsește, nu este foarte familiar și nu-și poate contura acea imagine de copilă, de fetiță cu cosițele blonde, cu... pe care, apropo, în momentul în care și le tai și le va păstra într-o cutie pe tot parcursul vieții. Da, da, ea pierde în primul rând altceva important în viață în momentul în care își taie părul. Pierde iubirea, pierde și fanii lui Doug, lui Douglas Fairbanks. Da. Pentru totdeauna. Și da, și stăm și ne gândim în ce măsură a fost vorba de o iubire din partea lui, pentru că din partea e categoric. A fost o iubire de un personaj mai mult decât de ea. Exact. Și de Douglas se îndrăgostește de o imagine până la urmă, de imaginea fetiței blonde. De o reclamă. El fiind la rândul lui actor, un actor bun, dar nu atât de cunoscut pe cât era ea și apropo de cupluri celebre, fiind asta împreună există acest transfer de carismă și da. De... Oamenii iubeau pe amândoi. Sunt celebrele pasaje în care pleacă în luna de miere împreună. Și sunt ambele efectiv, cupluri. Ambele cupluri asta și sunt... adulați efectiv de public în momentul în care nu sunt atât de cunoscuți în Germania. Mary Pickford propune să plece în Italia pentru că acolo au rulat filmele și are nevoie de se hrănește din afecțiunea asta a publicului către ea. Există și un pasaj în care spune la un moment dat mama m-a învățat că publicul are nevoie de noi, dar noi avem mai multă nevoie de public decât are publicul nevoie un de noi. Un lucru pe care cred că ar trebui să-l învețe foarte mulți cineaști și actorii de cală măsură. Și scriitori, indiferent probabil. De perioada respectivă, pentru că ei funcția pe de altă parte, știi că Francis spune că ea, de fapt, nu vrea neapărat să fie recunoscută pe stradă, să, așa, dar pe de altă parte să fie recunoscută pentru ceea ce poate să facă. Și ea, ca scenaristă, adevărul e că a reușit într-o perioadă extrem de dificilă, în condițiile în care a făcut câteva sute de scenarii și în marea majoritate nu apare pe generic, deci asta a fost iarăși o muncă teribilă autoarei să caute, să vadă unde sunt filmele, unde ea nici măcar n-a avut dreptul minim de a apărea pe un generic. Sigur că a luat două Oscaruri pentru scenariu și încă foarte la început pentru poveste a devenit, era considerată cel mai bun dramaturg, cel mai bun dintre creatorii care puteau să transforme o carte într-un scenariu. E de fapt un adaptator. Nici măcar nu, noi nu avem pe românește cuvântul ăsta și știm foarte bine că ne lipsește și după cum cunoaștem, sunt puține romane care s-au transformat în filme în România și care să și țină realmente. Adică marea majoritate sunt fie scenarii originale, fie, mă rog, pornite eventual de la o novelă, dar în niciun caz de la un clasic. De la clasici sunt foarte puține care, știu eu, Pădurea Spânzuraților sau câteva doar. Ca, după aia mai târziu ce s-a mers spre Cezar Petrescu, spre Camil Petrescu n-am mai au început să scârție deja. Deci asta spun că e o meserie la care poate că ar trebui să se gândească cei care citesc cartea să o introducă așa, măcar niște cursuri n-ar strica să fie folosite. Și era interesant apropo de Frances, cum vine ea în prima fază, ea vine și face de fapt afișe de film, dar până să facă afișe de film că așa și se face întâi prima era designer, e un designer, dar e foarte nostim, știi, apropo de raftul Denisei cu pisica, știu, politically incorrect, este black, așa e o pisicuță neagră aici, observ că eu mi-am scris toate notițele, vă rog să admirați, avem ambele culori aici, adică nu, adică pisică și blondă și brunetă. Ea face prima dată chiar niște reclame pentru cutiile de mâncare pentru pisici și din asta merge mai departe și iarăși cred că e foarte interesant de unde a
pornit și cât de serios își face treaba de fiecare dată și respectul teribil pe care îl are pentru fiecare fază a existenței sale profesionale, în egală măsură cu respectul față de prietenia pe care o are pentru Mary Pickford, care sigur că nu era chiar cel mai comod om din lume, și știe să țină un echilibru pe care cred că fiecare dintre noi și-ar dori să existe cineva care să ne țină echilibru în cazul în care deraiem într-o prietenie. Dar de altfel și spune la un moment dat Francis Marion, îmi doresc să fac ceva care să dureze, să fie durabil, să rămână numele meu scris undeva, apropo de lupta ei pentru a-și putea pune numele, și în condițiile în care la un moment dat însăși Mary Pickford spune că este scenarista mea. Mm-hmm. Nu-i dă numele efectiv în cadrul unei lucru întâlniri. Pentru care Francis suferă. Da. Suferă și care istoria se repete. Noi am auzit-o de nenumărate teorii, inclusiv știi când povestește câte cineva și spune mi-am început cariera datorită profesoarei mele și eu tot timpul întreb și cum o chema pe profesoară? Știi, adică toată lumea sau știu eu, sau, dacă n-ar fi fost nu știu ce, și cum îl chema, că măcar mai ales dacă ți-a schimbat destinul, cu atât mai mult merită mai numele. Da, categoric, sigur că da. Și apropo de ideea că într-adevăr Mary Pickford nu era cel mai comod prieten, într-adevăr prima ipostază a întâlnirii între cele două, Mary Pickford o invită să lucreze pentru ea, nu împreună cu ea. Chestiunea pe care eu va reaminti la un moment dat pe parcurs. Se face că nu-i ține minte numele, tot felul de superfugii din astea. Dar în adâncul ei, Mary Pickford are și ea nevoie de o prietenă, pentru că există acest clișeu recurent în pagini, mamă, mi-am găsit o prietenă de fiecare dată. Da. Ori, cumva e prietena pe care și-ar fi dorit-o întotdeauna. Pierderile de prieteni, așa, amici de-a lungul vieții în care spera și în care credea, au făcut-o să-și dorească din ce în ce mai mult și să creadă că această Frances Marion e prietena pe care așteptat-o. Și există la un moment dat un pasaj în care se spune că Owen, primul soț al lui Mary Pickford, spune că Mary se înconjoară doar de oameni care lucrează pentru ea sau de oameni care îi plac. Ori se pare că aici Francis întrunește ambele calități. Și se pare că Francis avea, deși a avut mai mulți soți, avea o atracție către femei. Da. Era o chestie. De fapt, există ambiguitatea asta strecurată, dar destul de delicată, așa cum e limpede că a apărut cartea în plin Me Too și se accentuează mult partea asta, deși știm bine că dintotdeauna a existat la Hollywood, dar nu a fost atât de evident și atât de dramatic transformat totul, ceea ce a dus, după cum bine știm, la și o misoginia e și mai puternică în momentul ăsta, așa cum tot ce am pierdut a fost pe Kevin Spacey, ceea ce ne-a durut sufletul, pentru că era un foarte, foarte mare actor. Era lipit. Ea, la un moment dat, spune, e o discuție, dar de ce joacă în film Lillian Gish? Și ea spune, nu știi cum e cu Griffith, întotdeauna el îți propune, trebuie să treci prin patul lui neapărat, dar nu induce ideea că a trăit Lillian Gish cu Griffith, deci o face oarecum așa delicat, așa, relativ de pe la distanță, dar are grijă să... Bine, sigur că poate să fie și o formă de invidie care e cu atât mai acerbă când e vorba de lumea asta și când era foarte la început, mai ales că pentru Lillian Gish era și invidia, erau același gen, tot genul de copiliță, foarte, foarte dulce, foarte... În schimb, ea avea o soră cu care s-a înțeles întotdeauna și mereu are regretul ăsta cum ea nu s-a înțeles cu sora ei și atunci și-a găsit-o pe friend, cum spuneam, să-și facă așa un sister by choice. Și dintre cele două, până la urmă, Francis era cea rebelă.
Ea era venită din, dintr-un San Francisco în care lucrurile erau foarte bine la punct, puse punct. Împotriva voinței mamei sale, acolo părăsește doi soți, renunță la căsătorie. Ceea ce pentru perioada respectivă... Exact, pentru perioada respectivă era numai un act de curaj, dar era un act de rebeliune până la urmă. Mamei sale era jenă să spună ce s-a întâmplat cu fiica ei și ce curaj are să meargă în Los Angeles, care până atunci fusese un oraș de care lumea se ferea, un oraș în care actorii evrei și câinii nu erau bineveniți nici măcar la cafenele. La cafenele, e foarte, exact. E foarte amuzant aici când Mary caută o gazdă și ajunge la o cucoană care o întreabă: tu faci parte dintre mișcători? Exact, e foarte nostru în sus. Mișcătorii erau cei care mișcau imaginile, da. Deci cei care aveau legătură, cei care lucrau în domeniul filmului. Exista pur și simplu un dispreț total și chiar o frică. Da. Și Mary spune, bineînțeles, cu o voce mică: nu, 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 eu nu fac parte dintre mișcători. Da, da, da. Care e un joc de cuvinte foarte nostru. Știi că este moving picture, dar și ideea că se mișcă într-o parte, într-alta, ca să filmeze, exact cum e și titlul, știi, Girls in the Picture, care sunt fetele din imagine, fetele din film, fetele, deci de-aia mi s-a părut că soluția cu femei de Oscar e mult mai și mult mai tentantă. Am văzut că toată lumea e ispitită de titlu și spre deosebire de altele care uneori te înșală, ăsta nu e un titlu înșelător, că îți face plăcere, mai ales că atâta s-a vorbit în ultimele zile că o să fie la anul Oscar, nu o să fie Oscar, când o să fie, că l-au mutat în aprilie, că... și știm foarte bine că a fost o discuție întreagă atunci când Mary Pickford ia Oscarul și tot așa, apropo de invidii care sunt fără frontiere, categoric, au zis, a, da, bun, dar soțul ei este directorul Academiei de film, deci de asta s-a întâmplat, ceea ce sigur că era și atunci cu niște voturi, adică nu era chiar așa de simplu să iei, iar cealaltă ia de două ori Oscarul pentru scenariu, exact, și între unul dintre ele este The Champ, care avea să fie un film în 1931 și care, după care s-a făcut un remake. Lumea în România știe Campionul cu Ricky Schroeder și nici de cum cel de aici, care era cu un puști inventat. L-ai văzut? Da. Da, ne-am văzut pe amândouă. Era cu un puști inventat special ca să-i facă concurență lui Jackie Coogan, îl chema Jackie Cooper, era o mare, multă vreme la Hollywood s-a folosit sistemul ăsta să pui un nume care se semene cu celălalt, de exemplu cum era la Gary Cooper, când a apărut Cary Grant, i-au pus un nume, lui nu era Cary Grant evident, i-au pus un nume oarecum apropiat ca lumea să-l confunde, să meargă să vadă filmele până se obișnuiește cu celălalt, care e unul, care e altul. Era o tehnică care a funcționat foarte mult. Știi cum s-a întâmplat la noi mai târziu, știu eu, cu produsele contrafăcute, știi? Era Charlie, era un parfum cu Y și fără Y, știi? În funcție de cum era, știi? Și în filmul ăsta, deci în cel inițial cu Campionul, Puștiu, care era un puș de 9 ani și de fapt mai mult pentru el s-a făcut tot filmul ăsta, exista însă Wallace Berry, care era un tip extrem de dur și de vrea neapărat să fie vedetă cu orice preț și chiar își pusese în contract în niciun caz să nu apară la groplan copilul, pentru că se știa chestia asta, și în niciun caz în paralel cu el, pentru că se știa că întotdeauna un copil sau un animăluț îți va fura vedeta, adică toată atenția, era foarte nostimă expresia asta cu ți-a furat vedeta, pentru că toată atenția se duce automat spre copilul respectiv și el a avut prima dată, a pus în contract cu filmul ăsta și a continuat în toate filmele pe care le-a jucat vreodată. Dar e interesant de văzut că, asta spuneam, că în anii 60 s-a făcut un remake după același scenariu, n-au folosit altul, să zici, adică ea apare de data asta, apare inclusiv pe generic, și același lucru s-a întâmplat cu Dineu la ora 8, Cină la ora 8, care rula chiar aici, în partea cealaltă, acolo, și unde tot așa, și care este
cu Jean Harlow, despre care lumea știe tot mai puțin pe măsură ce trece timpul, pentru că, de fapt, de asta a fost inventată Marilyn Monroe. Jean Harlow este o blondă platinată, foarte senzuală, care, din păcate, moare foarte tânără și atunci au inventat o actriță care să-i semene. Și așa a apărut Marilyn Monroe. Marilyn Monroe a câștigat o popularitate mult mai mare și aproape că lumea a uitat-o pe Jean Harlow, dar dacă veți întoarce la filmele ei, veți constata că era extrem de senzuală, mai ales că putea să facă treaba asta, era înainte de codul lui Hays. Codul lui Hays apare prin anii 30, când începe foarte tare să se strângă șurubul și să fie o grămadă de lucruri care nu se mai puteau arăta, între altele era interzisă, apropo de paripile vântului, nu sclavia, cum îți poți imagina, a celor de culoare, ci sclavia albilor. Era unul dintre puncte, ca nu cumva să apară treaba asta. Sărutul nu era permis mai mult de 3 secunde. Deci numărai până la 3 și se oprea. Ceea ce culmea, comuniștii aveau același sistem, doar că americanii mai deștepți, inclusiv Hitchcock, făceau așa, făceau un sărut de 3 secunde, își trăgeau aer în piept și continuau. Adică nu se ducea cadru, nu se tăia exact. Aici făceai 1, 2, 3 și s-a tăiat, adică s-a terminat. Și de asta spun că filmele ei, după aia tot așa, și Dineul la ora 8, a fost refăcut în anii 60. Deci erau niște scenarii care țineau, nu numai că erau făcute, adică nu erau o curiozitate. Ok, a apărut și o scenaristă, în sfârșit avem și o femeie care face scenarii, ci realmente erau suficient de solide ca cineva să-și investească niște bani 30 de ani mai târziu pe același subiect. Și interesant e, apropo de Oscarul pe care Mary Pickford l-a meritat cu prisosință pentru... Ok. Pionieratul pe care l-a făcut în domeniul filmului mut și... A mai avut și un onorific la un moment dat. A fost, da? Genul care efectiv își tăia singură banda și le lida. Da, monta singură. Monta, făcea toată treaba aceasta singură. Și mai târziu e intuiția ei fantastică a ei și a, în egală măsură, a prietenei ei, în momentul în care decid să facă, să producă și să regizeze Săraca fată bogată. Un film care în fața bărbaților n-are succes, în fața apropiaților, în fața celor de la studio, este un total fiasco, este un eșec. Ei bine, în momentul în care se rulează în cinematograf, reacția publicului spune de fapt că ele au intuiție și atunci încrederea în ele ca femei, într-o lume a bărbaților, într-o lume în care puterea aparținea bărbaților, apropo de Griffith și de avansurile pe care le făcea actrițelor sau femeilor din anturajul lui. Hărțuire, de fapt. Da. Hărțuirile. Așa. Și cred că nu numai Griffith proceda la modul absolut respectiv. Și Griffith măcar arăta bine, erau alții care arătau mai rău. Aș putea să spun. Știu, sunt politică incorrect. Da. Ceea ce realizează ele este de fapt un pas înainte într-o formulă a emancipării femei. Putem și noi să facem, în egală măsură ca valoare, ceea ce fac bărbații. Poate chiar cu bani mai puțin, deși se reproșase că a băgat efectiv sume enorme în producția respectivă. Or, asta le dă încredere să meargă mai departe. Pe de o parte, lui Frances Marion îi dă încredere să scrie, că scrie bine, iar ei, lui Mary Pickford, îi dă încredere în continuare că mitul fetiței, mitul logodnice americii fetiței cu bucle, încă e viabil. Problema este că ea intuiește și faptul că la un moment dat acest mit se va spulbera. O vedem obsedată, efectiv, de felul în care arată, de o grijă pe care o are față de corpul ei, pentru că realizează că al ei corp este un instrument, de fapt. Mm-hmm. Un instrument pe care îl expune camerei, apropo de ce spuneați, camera o iubea. O iubea atât timp cât arăta în felul respectiv. Trecea camera doar cu acele bucle, trecea camera cu chipul acela angelic. Vă mărturisesc că m-am uitat și eu în perioada aceasta la câteva filme pe care le-am găsit cu Mary Pickford și, într-adevăr, este o prezență fascinantă. Ți-e greu să crezi că este un film făcut în 1915 sau în 1922, din ce am văzut selectiv. Dar aveau mult mai multă grijă, pentru că tot în perioada asta începe și Greta Garbo, că știm foarte bine. Și apare exact, în carte.
culoare în carte, știm foarte bine, și era mult mai multă grijă la felul cum se punea lumina, la cât de astea filmele astea funcționează în mare parte, adică nu au doza asta de ridicol sau de desuet, pentru că erau făcute pe termen lung, adică ele să reziste, iar apropo de săraca fată bogată, de teama lor că bărbaților nu o să le placă filmul, în Germania, de exemplu, când încă erau deschise cinematografele și se vor redeschide, sper, cât de curând, erau în cinema, în zilele noastre, există filme pentru bărbați, filme pentru femei, deci îți cumperi bilet. Sigur că și tu poți să intri la alea pentru bărbați și invers, dar îți spune din start, ăsta este un film pentru bărbați, e cu bătăi, cu război, cu nu știu ce. Ăsta alt este unul sentimental, e pentru doamne, știi? Adică făceau diferența asta și întrebarea ar fi fost în perioada respectivă dacă realmente bărbații se duceau să vadă filmul sau erau trași de neveste, surori și așa mai departe, pentru că filmul era extrem, unul extrem de sentimental, era foarte sentimental. Și totuși bărbații o iubeau în momentul în care merge... lângă trupele care urmează să se înroleze în război, se folosește de imaginea ei pentru a obține bani pentru război. Bărbații o adoră. Așa, da, copilă, pentru că cum era. E imaginea. E imaginea teribilă pe care fiecare și-ar dori-o și ea, în momentul în care și-a construit inclusiv cuplul ăsta cu Douglas Fairbanks, care era prin excelență bărbatul care joacă în filme de capă și spadă, în filme de război, în filme de pirați, de așa, automat fiecare bărbat se vedea Douglas Fairbanks în imaginarul lui și evident își dorea o nevastă ca ea. Adică era foarte bine gândit, chiar dacă încă nu exista la Hollywood ceea ce avea să existe mai târziu, adică un agent care să le pună ordine în viață, cu cine ai voie să ieși în oraș, cine are voie să fie iubitul tău, iubita ta, cine, ce e voie să se afle în oraș despre viața ta privată, cum se fac niște combinații ca lumea să se ducă să vadă cu tare film, crezând că e o idilă acolo. Deci ea are încă perioada asta foarte de început. Pe de altă parte, nici până în zilele noastre lucrurile nu stau foarte bine în privința regizoarelor și în privința scenaristelor. Știm exact că în momentul în care a luat o regizoare premiu, a zis vă rog să nu spuneți că am luat Oscarul pentru că sunt femeie, am luat Oscar pentru că sunt regizor. Deci asta a fost discursul ei. La Cannes, același lucru. Adică foarte greu, după 100 și de ani, în continuare, e foarte complicat și de-aia cred că e o carte care îți dă curaj. Așa, îți dă... Și doamnelor, de actualitate. Ați vorbit despre puse în oglindă cele două personaje principale, bineînțeles, femeile de Oscar, despre Frances Marion și despre Mary Pickford, dar aș vrea, dacă... L-ați evocat puțin și în carte, într-adevăr, traiectoria lui de început și de partea mai de umbră, ca să spunem așa, este foarte bine făcută, despre Chaplin. Da, și care e așa lăsat un pic, adică se povestește despre el la început cum îi distra la petreceri, pentru că era așa un fel, era un fel, un fel de clown. Clown, să zicem. Mă rog, el și-a cultivat stilul ăsta, știm bine că era o chestie voită. Pe de altă parte, a vrut să facă, să aibă o putere în Hollywood suficient atunci când au creat împreună cu Douglas United și cu Artists. Exact, așa. Pentru că știm bine că el, de fapt, venea din Anglia și ajunsese în America și vroia cu orice preț să cucerească America, pentru că înțelesese că, de fapt, acolo este povestea filmului și până în zilele noastre. Știm foarte bine că oricât de mult aș iubi o franceză, toată lumea o să tragă în continuare la engleză și tot de la film se trage, deși de la engleză americană, probabil, dar deși și francezii au avut o perioadă de glorie, au încercat să țină pasul, deși foarte mulți dintre regizorii de la Hollywood sunt, de fapt, veniți din Europa și recalibrați acolo. În continuare, asta era, dar Chaplin e așa din când în când pomenit, dar fără să-i se dea, mă așteptam să îi dea poate mai multă importanță, dar tocmai era ideea să pornească de la
personajele feminine care reușesc, chiar dacă în preajma un gen incontestabil cum era Chaplin, pentru că, sigur, dacă o să întrebăm și nu avem foarte mult ghinion și găsim pe cineva care nu știe nici de Chaplin, cu siguranță de Mary Pickford o știi și mai puțin știu, mi s-a întâmplat treaba asta și de-aia sunt destul de circumspectă în direcția asta, pentru că aș vrea în continuare să se facă istoria filmului în școli, pentru că altfel o grămadă de referiri, fie la discuțiile noastre, fie în cărți, fie în filme, o să treacă pe lângă toată lumea absolut... Ajungând până la filmele care fac cultura pop actuală. Exact, exact. Și apropo de Chaplin, mi se pare că în carte autoarea introduce mai mult pentru a susține personajul Douglas Fairbanks, da, exact, care nu este atât de consistent. Este un personaj doar ca să întregească acel tablou al cuplului perfect. Este un personaj... Cred că un pic îl și urăște așa, pentru că finalul n-a fost chiar tocmai fericit. Nici nu se dovedește a fi un exemplar până la urmă. Da, exact. Este adică un vânător de imagine, dar Chaplin îl iubește efectiv și îl susține de fiecare dată. Apropo de petrecerile la care participau și de rolul pe care Chaplin, el însuși un intuitiv. Deci vine din Marea Britanie și intuiește că America, Hollywood, în momentul respectiv, este locul și momentul personajului Charlotte sau pe care îl va promova și pe care îl știm cu toții în mentalul colectiv. În carte îl introduce mai mult pentru a susține, pentru a întregi un tablou al epocii în care se întâmplă niște lucruri. Tot intuitivă mi s-a părut și Mary, pentru că se pare totuși că ea este cea care alege logotnicul prietenei sale, Frances Marion. În momentul în care urmează să plece ca în calitate de corespondent de război, înainte, ea îi prezintă efectiv omul de care este sigură că prietena ei se va îndrăgosti. Deci o cunoaște totuși atât de bine, încât efectiv îi propune acea întâlnire, care este de fapt un coup de foudre. Cei doi se plac de la prima vedere, iar Mary este convinsă că această relație va da roade și îi, practic, e un cadou pe care îl face prietenei ei, care își dorește și o viață dincolo de scenă. Și care prietena la un moment dat spune despre ea în carte că de fapt și precum Dumnezeu în a șaptea zi Fran a creat-o pe Mary Pickford. Pe știi Mary că Pickford, este, da. La un moment dat, e o remarcă apropo de la treaba moment dat asta. Nu știi, de fapt, cu ghilimelele de rigoare, cine manipulează pe cine. Da. E dur cuvântul a manipula, poate mai degrabă e o formă de negociere, de a face cadouri, de a lua lucruri, de a găsi un echilibru, pentru că o prietenie, până la urmă, și o prietenie, de ce spunea și doamna Comănescu, volumul începe în 1914 și se termină în 1960, o prietenie de ani de zile. Vorbim de ani până la urmă. Nu e o prietenie de un și an într-o sau lume, doi. Într-o adică lume dură. O prietenie obișnuită într-o lume fără concurență e cu tot altceva decât într-o pentru lume hollywoodiană, știi, unde orice... Vorbim despre succes, despre ce presupune de fapt succesul, pentru că dincolo de reflectoare există niște renunțări pe care ambele le resimt. Există niște sacrificii, există un preț al succesului, există, dincolo de împlinirea lui, automat viața ți se schimbă, nu mai poți să faci alegerile pe care le făceai înainte. Ori Mary este mult mai conștientă de lucrul acesta. Viața ei reală, de fapt, este viața din fața reflectorului, pe când cealaltă alege și se confruntă cu viața reală, se construiește evolutiv ca om, din toate experiențele. Dar și construiește la rândul ei. Adică construiește la rândul ei. Terenile pe care a avut-o cu Greta Garbo pare o chestie colosală pentru perioada respectivă. Și ambele sunt talentate da, în ceea da, ce da, fac. Da, da. Sunt profesioniste. Într-o lume, repet, de bărbați în care era foarte greu, pentru că puterea și finanțele și centru radiant al deciziilor le aparține în momentul respectiv. Ori da, Mary vine din Canada, unde în principiu există o regină, sau mă rog, la un moment dat exista și o regină. Și cu un ADN irlandez. Da, care... da, exact, adică e așa o chestie. Știu că n-ai pregătit un mic fragment. Da.
din carte. Exact. Ne poți spune, poți să-l pui puțin în context? Da, vreau să-l pun în context pentru că e foarte bine pus în context, mai ales cu ultimele povești, cu peripile vântului, cu interdicția lui temporară, cu perioada respectivă când era o fascinație teribilă față de actorii de cinema, dar și față de regizori și pe care noi în România îi descopeream pe parcurs în emisiunile, de exemplu, lui Dei Sucheanu, care apropo stătea două case mai sus, sau ale lui Tudor Vornicu. Exista, mă uitam că m-a fascinat faptul că am descoperit o actriță, Vilma Bank. Mi-aduc aminte că bunica mea avea fotografii cu ea. Și niciodată nu uitasem complet că există. Sau, de exemplu, erau pozele astea pe care lumea le... Erau poze alb-negru sau o sepia. Astea sunt deja din anii 40, pe care lumea le colora în felul ăsta. Pentru că nu era nimic... Nu erau încă fotografiile colorate și lumea se distra să-și coloreze, practic, tot ce era pe... Fie că era pe... un alb negru mai spre un bejuliu, așa, fie că era pe o chestie foarte tranșantă și atunci lumea simțea nevoia să îndulcească lucrurile. Și da, m-am gândit să vă citesc din iarna lui 1915, exact de la premiera cu The Clansman, pentru că așa s-a chemat inițial, adică un om al clanului. Și apropo de asta, știm că acum 2 ani la Cannes lua premiu, unul dintre premii îl lua chiar un film care amesteca cuplul, clanul și clanul în sine, făcut de data asta de un actor de culoare, de Spike Lee, care e clar că într-un fel încerca să-l contrabalanceze pe Griffiths, pentru că The Birth of a Nation, Nașterea unei națiuni, a fost foarte contestat, iar zilele astea și mai contestat, iar ulterior el a mai făcut intoleranță, față de care de data asta francezii au fost foarte intoleranți, că l-au interzis între timp. Drept care am să încep așa, era război pe ecran. Mary stătea lângă mine într-o sală plină ochi. De-abia aștept să fie și la noi de nou. Își strânsese părul sub o pălărie mare de catifea ca să nu fie recunoscută, ceea ce se întâmpla tot mai des. Slavă Domnului! Eu nu aveam ce să-mi fac griji. Iar dacă mergeam pe drumul pe care mi l-a lăsese, nici n-aș fi avut vreun motiv vreodată. Voiam să fiu cunoscută, da. Îmi doream din toată inima, dar nu să fiu recunoscută pe stradă. Puteam să-mi vopsesc părul, să-mi pun o roche veche, dacă aveam nevoie să dau o fugă până la Băcănia din colț să cumpăr un unt. Sau să port o roche de seară decoltată până la brâu, dacă aveam poftă. Lucruri pe care Mary începea să înțeleagă că nu le putea face, nu-și mai putea permite, fără să se gândească la consecințe. Și știu că nu prea era lămurită ce să creadă. Pe de o parte, faptul că era recunoscută însemna că e vedetă și celebritatea era totul pentru Mary, din rațiuni pe care abia atunci începusem să le înțeleg. Pe de altă parte, acești fani ai vedetelor de cinema erau altfel decât cei pe care îi văzusem până atunci. Nu se mulțumeau doar să privească insistent sau să ceară politicosul un autograf. Nu, nu, nu. Fanii ăștia plângeau ușor, ba chiar scoteau țipete slabe și uneori întindeau o mână ca să o atingă pe Mary. Se pipăie rochea sau buclele ca și cum era dreptul lor. Ca și cum simțeau că le aparține din cap până în picioare, fiind plătită prin biletele de cinema, dar și prin devotamentul, râsetele, lacrimile lor. În seara asta, Mary reușise să scape neobservată, cel puțin deocamdată. Biletele costaseră $2 bucata, așa încât spectatorii erau dintre cei avizați. Venea greu să cred că dai $2 pe un bilet de cinema. Numai departe de câțiva ani în urmă plătisem 5 cenți și chiar și acum biletele la majoritatea filmelor nu costau mai mult de 10 sau 15 cenți. Dar pentru cel mai recent film al lui D.W. Griffiths, care ni se promisese avea să fie un spectacol cum nu se mai văzuse până atunci, plătiseră în bucuroase $2, iar acum sala zumzăia ca un stup. Oamenii erau mai interesați de ceea ce aveam să vedem pe ecran decât de ceea ce se afla în sală. După câteva prime vizionări, se răspândise zvonul că Griffiths făcuse ceva uimitor.
nemai văzut până atunci, membru clanului sau nașterea unei națiuni, așa se numea filmul. Din momentul când orchestra din fosă, iarăși e important pentru că filmul fiind mut era o orchestră, orchestra adevărată, nu un simplu pianist, a început să interpreteze muzica originală, compusă anume pentru film, alt lucru nemai întâlnit până atunci, cred că am și uitat să respir 3 ore în cap. N-am mai știut de nimic în afară de ceea ce se petrecea pe ecran. Imaginile și muzica răscolitoare mă saltau creierul, izbindu-l cu pumnii unui boxer de categoria grea, așa încât uneori nici nu puteam pătrunde înțelesul a ceea ce vedeam pe ecran. Mă lăsam purtată de film, spunând că o să pun eu totul cap la cap mai târziu. Era un film de 10 bobine. 10. Ce însemna asta pentru viitor? Păi, 10 bobine începea o poveste mult mai lungă, o poveste adevărată, nu scurtele dulcegării pe care le produceam de regulă. Studiourile erau convinse că publicul n-ar avea răbdare să stea mai mult de 2 bobine sau cel mult 5. Lui Griffiths nu-i păsa însă de ce credeau studiourile, iar rezultatul era electrizant. Amețisem. Pe de-o parte mă bucuram de film, pe de altă parte mă căzneam să înțeleg uimitoarele magii tehnice, inovațiile care se succedeau pe ecran. Griffiths nu se mulțumise cu o poveste liniară, ci recursese la decupaje inedite, cu inserturi. Cum de-i dăduse prin cap așa ceva? Cum de știuse că publicul va face legăturile, că va urmări firul poveștii? Era genial, plin de viață, absolut senzațional. Sătusem atât de încordată încât atunci când s-a sfârșit filmul, mă dura tot corpul, din cap până în picioare. Scenele de luptă erau super regizate și luminate cu un daguerotip care prinsese viață. Obiectivul camerei apropia și îndepărta imaginea, nu mai văzusem așa ceva, dar spectatorii puteau astfel să-și tragă sufletul și să se pregătească pentru ce simțeau că va urma. Inserturile erau decorate artistic, semănau mai degrabă cu niște frumoase cărți de vizită, în loc să fie doar niște cartoane inscripționate cu propoziții simple, scrise la mașină, așa cum folosea toată lumea. Desigur, scenariul era de proporții, războiul civil și reconstrucția, care constituiau fundalul poveștii a 2 familii, una din nord și una din sud. Griffiths avusese ideea genială de a se concentra pe viața privată a acestor familii, pe relațiile lor personale. Spectacolul stăia literalmente răsuflarea, dar ce m-a impresionat cel mai mult a fost soarta oamenilor simpli. E colosal pentru că la final toată lumea s-a ridicat în picioare, a aplaudat, ceea ce mai târziu se întâmpla destul de rar în sălile de cinema. Că filmul recent, cum spuneam, fiind cu Ku Klux Klanul, au fost din nou discuții dacă e sau nu de văzut. El trebuie văzut pentru invențiile lui categoric cinematografice extraordinare pentru perioada respectivă și mai ales că îți dădea elanul de a sta 3 ore. Acum ni se pare puțin 3 ore când vedem seriale întregi, o zile întregi și în care o parte dintre ele sunt foarte bine construite și fără Griffiths categorică n-am fi ajuns aici. Cred că e un film care o să ne facă să mergem mai des la cinematecă și o carte care o să mergem cu ea, o să o citim, avem grijă la traversări și când ajungem acolo continuăm până începe filmul și după aia o terminăm la final cu un film, dacă se poate, cu micul Lord, cred. Poate că mi-ar fi cel mai drag din ce a făcut Mary Pickford, pentru că era și un travesti. Uite ce spune în mica postfață, foarte interesantă, în care dă și o bibliografie despre Hollywood extraordinară, Melanie Benjamin. Apropo de ce ai spus și tu acum despre nașterea unei națiuni, unei națiuni. Romanele mele îl invită pe cititor să se întoarcă în alt timp și să accepte limitele și convențiile acelei epoci, oricât de inacceptabile ar fi pentru ziua de azi. Femei de Oscar nu este o excepție. Trebuie să ținem seama de ce li se cerea femeilor să fie și să facă acum mai bine de un secol. Trebuie de asemenea să recunoaștem că unul dintre filmele despre care vorbesc în carte, mult, Nașterea unei națiuni, a jucat un rol important la începuturile Hollywoodului și pentru creatorii de filme pe cum Mary și Francis. Chiar dacă noi astăzi ne cutremurăm văzând șabloanele josnice vehiculate acolo și felul în care Ku Klux Klanul este ridicat în slăvi. Ar fi însă greșit dacă am ignora influența acestui film asupra celor 2 femei
și mai ales asupra Hollywoodului și, în general, asupra cinefililor. Tehnic vorbind, filmul a reprezentat un salt uriaș înainte. Este vorba despre, bineînțeles, nașterea unei națiuni. Dar să nu uităm că exact Ku Klux Klanul a fost în plină dezvoltare imediat după războiul de secesiune, apoi exact la începutul primului război mondial și după aceea în anii 60, deci exact când au fost mișcările și personal mărturisesc că mă tem să nu renască acum dacă lucrurile nu se vor liniști, pentru că e o perioadă propice. Tocmai de asta lucrurile astea trebuie știute, înțelese și explicate. Exact. Chiar ea spune, din acest motiv, merită filmul să fie inclus într-un roman despre începuturile Hollywoodului. Deci, Melanie Benjamin are clar scrutarea critică și a știut de ce a insistat asupra acestui film cu cele bune și mai ales cu cele rele ale lui. Mai spune ea, sper de asemenea că vă veți gândi la Mary Pickford și Frances Marion, nu ca la niște nume dintr-o carte sau din genericul unui film străvechi, ci ca la niște artiste care, într-adevăr, au inovat filmul. Corect. Și apropo de ce spunea doamna Margareta Nistor, toată lumea începe să recunoască forța cinematografiei. Filmul poate să educe, să inducă o propagandă, să arate ceva, să vină cu un mesaj. Dincolo de filmele acelea mute în care existau scene cu fetițe sau scene de dragoste, filmul poate să ducă mult mai mult către ascultător, către cel care vizionează, către cel care vede, și un mesaj politic, și un mesaj social, și un mesaj cultural. E o formă artei? Așa cum exact. Și o carte filmul poate să facă la fel. O formă de artă. Aș vrea ca, în final, înainte de a vă mulțumi foarte mult pentru această discuție care a fost pentru mine foarte interesantă, am aflat lucruri noi, aș vrea să-i aduc un elogiu acestei mari traducătoare. Corect, pe care am adus și la Radio Guerilla astăzi, așa? Care este la al doilea roman pe care îl traduce din Melanie Benjamin. A mai tradus și Soția aviatorului, iar un roman foarte interesant și foarte greu de tradus. Este vorba despre Irina Bojin, care acum termină traducerea la următoarea carte de Melanie Benjamin, care va apărea, după cum v-am spus la început, în toamnă, Femeia de la Ritz. Doamnelor, vă mulțumesc foarte mult! La revedere, Irina Margareta Nistor! Mulțumim. La revedere, Simona Preda! Mulțumim.